se vor obține doar dacă există transparență, corectitudine, respect, să faci ceea ce spui, să fii onest. Am încredere că putem disemina aceste principii tuturor cetățenilor din comuna noastră. Îmi doresc ca comuna noastră să ajungă ca o comunitate din afară, care să aibă o dată pe an un festival, unde să se întâlnească toate satele, să nu mai există această separație a satelor și a nivelurilor, să zicem, de studii. Am planuri mari, iar legat de resursele naturale, vreau să mai spun ceva. Am participat la o ședință împreună cu reprezentanții ai Galgea-Plău și am încercat să susținem și să propunem niște acțiuni concrete. Una din ele se referă la identificarea, să zicem, și punerea pe roate a unei firme, da, de procesare a plantelor medicinale. Noi avem experiență, să zicem, în Pângărați, pentru că în acel loc Planta Vorel a avut un sediu, a colectat de-a lungul timpului foarte multe plante medicinale. Este clar că flora spontană asigură tot necesarul de care lumea în zilele noastre are nevoie.